Medicii de la urgență au luptat aproape 3 luni pentru a salva viața unei paciente diagnosticate cu o formă severă de pancreatită acută. Au fost zile în care credeau că nu mai există vreo șansă, dar nu au renunțat. Acum pacienta poate merge acasă, unde o așteaptă cei doi băieți, iar la muncă elevii săi din clasa a treia. Victoria Pânzar are 36 de ani și este învățătoare de clasele primare. Femeia, diagnosticată cu o formă severă de pancreatită acută, a fost internată la începutul lunii ianuarie în secția de terapie intensivă a Institutului de Medicină Urgentă. În aproape 3 luni, femeia a suportat 10 intervenții chirurgicale. Totul a fost ca un vis, spune Victoria, iar cel mai mult a suferit familia sa, care știa că puține sunt șanse de supraviețuire. După ce mi-am revenit, am început deja să conștientizez că a fost foarte greu pentru toți și cu pe zi ce trecea, când veneau medicii în vizită, simțeam, auzeam că ai stat 60 zile, ai deja 60 zile, ești gravă, pacienta este gravă, dar la moment este stabilă. Și a început o isterie, era foarte greu pentru mine să realizez că eu am stat atât de mult în spital. Soțul Victoriei a fost alături în această perioadă grea. Cei doi copii ai familiei știau doar că mama e bolnavă, dar se va face bine în curând. Îmi pare o simplă durere în abdomen, chestii, nevoi. Nu credeam că o să fie chiar așa de grav. Ulterior, pe timp ce trecea, tot venind în vizit în terapie intensivă unde am fost internat soția, tot medicii îmi spuneau că uite, starea se agravează, este din ce în ce mai greu, este mai problematic, mai puține șanse și tot așa. Inițial nu se dădea foarte puține șanse la viață pentru soție, dar au depus o muncă foarte enormă pentru a fi acum alături de familie soția. Medicii au depus tot efortul pentru ca Victoria să revină acasă unde o așteptau cei doi băieți de 9 și 6 ani. Pacienta a fost critică, deci șansele au fost limitate. Deci și din cauza asta s-a inclus toate metodele care au fost disponibile la Institutul Medicinii de Urgență. Deci cunoaștem că noi avem hemofiltrare continuă, citosorbo, plasmofereză. Au fost foarte multe extreme, să zicem așa. Mai ales că pancreatita necrozantă în ziua de astăzi într-adevăr prezintă un challenge pentru toți noi, da, care facem parte din medicină. În cazul ei, situația a fost mai drastică, deoarece din start, în baza calculului tuturor scorurilor de mortalitate, noi am obținut un scor de mortalitate de mai sus de 90%, ceea ce încă mai mult a îngreuiat toată situația. Suntem bucuroși că ultimii 2 ani, 3, a fost dotată clinica cu echipament sofisticat care ne permite să facem așa performanță, cum este cazul dat. Noi am avut așa posibilitate, deci după cum cunoașteți, costul la așa tratament este foarte mare. Deci noi am ajuns la colega noastră, deci la pacienta noastră, când spunem un colegă cu trăit la noi în secție. Deci până la 1 milion de lei. A fost o lecție de viață, spune Victoria, iar de acum încolo știe sigur că... Eu zic că sănătatea este mai presus de toate și ce n-am face noi, cât n-am lucrat, oricum până la urmă sănătatea trebuie să o prețuim și să avem grijă, cât mai des analiză. Potrivit medicilor, pancreatita acută cu evoluție severă reprezintă o provocare a medicinei contemporane, cu letalitate sporită, în cazul pacientei fiind mai mare de 90%. Pacienta a beneficiat gratuit de toate serviciile medicale necesare datorită poliției de asigurare, costul acestora fiind de peste 1 milion de lei.